Continuă, din păcate, dar continuă și efortul nostru de a crește capacitatea de testare în județul Sibiu. Spitalul județean are acum 3 aparate funcționale, atât din donații, cât și din fonduri guvernamentale și cofinanțare de la bugetul județului. Pentru că avem dotări suplimentare și o tehnologie automată, timpul de așteptare pentru rezultate scade, ceea ce înseamnă că pacienții vor putea fi preluați mai rapid.